cu probleme dentare. Astea sunt specifice, din păcate, românilor, pentru că, mă rog, motivele sunt multiple. Din copilărie au prins acea frică de medicul dentist sau poate pur și simplu este o chestiune legată de partea financiară. Și aici, într-adevăr, au dreptate foarte mulți dintre români. Pe de altă parte, însă, prevenția este foarte importantă în acest domeniu și încercarea de a trece peste frică, de a trece de frica pe care o aveam atunci când eram copii și mergeam în policlinică, pentru că poate nu existau neapărat cabinete private și auzeam copii fiind cum ceilalți copii plâng în spatele ușilor închise atunci când ajungeau în fața medicului stomatolog. Ei bine, lucrurile au evoluat destul de mult în zilele noastre. Tehnologia a evoluat și a trebuit să evoluăm și noi în acest sens. Alături de mine, doamna Oana Ivanciu, medic stomatolog, îi mulțumesc foarte mult că este alături de noi. Cum s-au schimbat lucrurile acum 15 ani, să spunem, pentru cei care erau copii atunci sau care au fost pentru prima dată la o intervenție la medicul stomatolog pe viu, fără anestezie? Cum erau lucrurile? Cum au evoluat de atunci și până acum? Cu siguranță amintirile pe care le au cei care au beneficiat de aceste servicii medicale de acum 15 ani nu sunt unele plăcute. Într-adevăr, pe vremuri nu se recurgea la anestezia dentară decât în situații izolate. Fapt ce le genera pacienților un disconfort ridicat, adică se știa deja când mergea la stomatolog, trebuia să te doară. Evoluția în sensul ăsta este uimitoare. Acum anestezia o cam facem pentru orice manoperă care presupune anestezierea. Inclusiv sistemele de anestezie au evoluat în așa fel încât funcția anestezică devine aproape imperceptibilă pentru pacient și disconfortul pe care îl creează anestezia este aproape eliminat în totalitate. Câte tipuri de anestezie există în momentul în care avem, nu știu, de rezolvat o carie, să spunem? Se face o anestezie de bază, în momentul în care se face o extracție e un alt tip de anestezie? Cum se pune problema aici? Anestezia în stomatologie poate fi divizată în anestezie locală, anestezia prin puncție, care anesteziază strict zona de interes, dintele și gingia aferentă. Se mai poate folosi sedarea, care nu este anestezie generală, este sedare, și care se folosește în general la pacienții anxioși și pentru intervențiile chirurgicale de lungă durată, tocmai pentru a-i permite chirurgului să aibă un confort pe perioada intervenției. Cum se întâmplă cu cei mici care vin la dumneavoastră în cabinet și poate sunt mai speriați? Cum reușiți să-i convingeți? Pentru cei mici există și varianta de inhalosedare, care îi potolesc foarte mult și îi fac mai cooperanți. Și normal, tot protocolul de comunicare și de... O desene animat pentru că... Da. Toată povestea asta care e menită să-l facă să aibă încredere în medic și să coopereze pe durata întregii ședințe de stomatologie. Cum au evoluat lucrurile în ceea ce privește și materialele cu care lucrați? Pentru că ne aducem aminte tot din copilărie, mulți își aduc aminte de acele coronițe argintii sau aurii care arătau foarte bizar. Încă mai sunt folosite, ăsta e adevărul, încă le mai vezi ca operă de vreo 20 de ani eventual la unui medic stomatolog. Se mai folosesc în continuare? Mai sunt medici care recomandă astfel? Nu se mai folosesc. În general, aliajele nu se mai folosesc în stomatologie. Acum, principalul criteriu după care au evoluat materialele dentare a fost cel estetic. Drept urmare că acum materialele pe care le folosim sunt în proporție de 99% foarte estetice și rezistente. Adică s-au împăcat ambele probleme. Evoluția este uriașă. De la amalgam, cum spuneați dumneavoastră, plombele acelea metalice, am ajuns la plombițe fizionomice din ceramică, incrustații, care efectiv nu pot fi diferențiate de un dinte natural. Se folosesc inclusiv tratamentele cu celule stem, pentru că asta înțeleg că e o noutate, ceva pentru refacerea denturii care există deja. Da, este un subiect care este încă în studiu, adică nu este nimic brevetat, implementat, dar probabil da, asta este viitor, asta este direcția în care ne îndreptăm, cu siguranță. Cum credeți că vor evolua, nu știu, în 15 ani? Noastră sunteți foarte tânără, ce credeți că veți prinde peste 15 ani ca medic stomatolog? Cum vedeți lucrurile? E greu de spus, raportându-ne la viteza cu care a evoluat tehnologia, dar cu siguranță vizitele la stomatolog vor fi din ce în ce mai scurte.
timpul va fi economisit, adică totul va fi mult mai eficient. Estetica pe care o vom obține cu ajutorul lucrări protetice va fi cu mult îmbunătățită, deși și acum pot să spun că standardele sunt foarte înalte. Și da, pe ansamblu, experiența pe care o vor avea pacienții la stomatolog va fi una plăcută. Tocmai asta este ideea, că reducând riscul de, sau anxietatea pe care o poate avea pacientul pe durata unei ședințe stomatologice, cumva să-i convinge să vină la timp, să vină mai des. Care sunt principalele probleme cu care vin oamenii la dumneavoastră și principalele frici cu care se prezintă pacienții în fața voastră? În general, pacienții vin atunci când acuză durere, adică sau un disconfort de orice natură, fie el estetic sau funcțional. Fricile pe care le acuză, frica de stomatolog este principala, de tot ansamblu, ce înseamnă cabinet medic, și în special de anestezie. Asta este un subiect sensibil pentru pacienții noștri. Ei au fost obișnuiți, mare parte din ei, cum vorbeam la început, erau obișnuiți cu durerea. Acum noi încercăm să le explicăm și să îi convingem că nu mai trebuie să doară la stomatolog, asta chiar nu mai este o opțiune. Deja anestezia este implementată pentru orice procedură stomatologică. Dumneavoastră trebuie să faceți poate chiar și un mic tratament psihologic. Exact. Ca să-i convingem să aibă încredere în noile tehnologii pe care le avem la dispoziție astăzi. De ce nu se folosea până la urmă înainte anestezia? Poate nu existau acele substanțe sau nu erau obișnuiți medicii? Cred că era un deficit și de materiale, asta principal. Da, și poate la vremea era un lucru recent descoperit, care, normal, până a fost implementat la scară largă, a luat ceva timp. Spuneați că în continuare vin pacienții doar în momentul în care problemele sunt destul de grave, atunci când apare un prim semn, se neglijează. Ajunge atunci când te doare foarte tare, când eventual ai jumate din față umflată. Care sunt cazurile? Vin atunci când apare un abces, eventual, când e foarte grav? Când apare grav? Un abces? În general, când simptomatologia este destul de bogată și când cumva îi împiedică să fie funcționali sau când este afectată estetica și atunci asta este și mai... Când și pierzi mai... un dinte. Da, exact. Când pierzi un dinte, când apare o carie pe dinții din față, o carie vizibilă. Da, în general vin când au o simptomatologie acută și vor în principal să-i scăpăm de durere. Și abia apoi cumva cântăresc și pun în balanță dacă se mai continue tratamentul pentru a încheia și a rezolva problema sau mulți dintre ei se mulțumesc pur și simplu cu remiterea simptomatologiei și cu faptul că au scăpat de durere. Cum ar trebui să ne comportăm pentru a nu ajunge în acel moment? La modul ideal, ce ar trebui să facem? De câte ori ar trebui să mergem la medicul stomatolog pe an? La ce controle de rutină ar trebui să ne supunem? Care ar fi planul ideal? Prevenția include controle regulate la fiecare 6 luni. De asemenea, la fiecare 6 luni trebuie efectuată igienizarea. Da? Ce înseamnă igienizarea? Igienizarea cuprinde 4 proceduri stomatologice: detartrajul, airflow, periajul profesional și florizarea. O să vi le descriu așa sub pe fiecare ca să înțelegeți. Detartrajul are ca și scop eliminarea tartrului. Tartrul este placă bacteriană mineralizată care se întărește și se depune pe suprafețele dentare. Se folosește un aparat cu ultrasunete care practic dislocă depozitele de tartru. Ulterior urmează airflow. Airflow este un jet de bicarbonat de sodiu pulverizat cu apă și cu presiune care curăță foarte bine petrele de pe dinți. De asta și după o ședință completă de igienizare, pacientul are senzația că dinții sunt mai albi. Nu se efectuează o albire profesională, ci este doar rezultatul îndepărtării petelor care apar de la alimente precum ceaiuri, cafea, vin roșu. Periajul profesional este un periaj care se efectuează cu o pastă specială și care netezește suprafețele dentare și la final florizarea, care are rolul de a întări structura smaltului prin aplicarea unui gel cu flor, tocmai pentru a-l face mai rezistent la apariția carilor pe viitor. Toate aceste proceduri efectuate la fiecare 6 luni scad probabilitatea apariției problemelor dentare pe termen lung. De asemenea, un alt aspect foarte important este igiena orală pe care și-o efectuează pacientul la domiciliu. Și aici, înainte de a merge mai departe și a vorbi despre ce ar trebui să facem noi acasă, o să întrebe poate cei care nu au făcut un detartraj. Doare un astfel de detartraj? Vă spune. Spun doar că nu trebuie să doară. Există
posibilitatea să doară, mai ales la pacienții care nu și-au mai efectuat de mult timp o igienizare sau niciodată, pentru că gingile sunt foarte inflamate și atunci e normal să resimtă un disconfort, dar trebuie să știe că se poate efectua anestezie și pentru această procedură. Și pentru detartraj. Și pentru un simplu detartraj. Obiectivul este de a curăța foarte bine și în același timp de nu ai provoca pacientului un disconfort. Și atunci, cumva, ca să... Să fie totul în regulă, cumva trebuie să apelăm la anestezie. Deci da, se poate. Se poate și asta. Bun, acasă ce să facem pentru a nu ajunge la medicul stomatolog? Să presupunem că totul e în regulă, facem acele controle odată la 6 luni. Îngrijirea de bază, care ar trebui să fie? Pentru că chiar și dacă se spun lucrurile astea, poate unele dintre ele sunt așa luate... Bun, igiena orală trebuie să includă periajul dentar în primul rând. Periajul dentar trebuie efectuat de 2 ori pe zi, dimineața după micul dejun, seara după, înainte de culcare, după cină. E adevărat acel mit că trebuie să dureze 3 minute pe ceas, trebuie să stăm cu ceasul și cu periuța în cealaltă? Da, nu este un mit. Trebuie să dureze în medie cam 3-4 minute. Ideal ar fi să fie efectuat în fața oglinzii pentru a putea urmări mișcările și tocmai pentru a ne asigura că acoperim toate suprafețele dentare. Da, trebuie să dureze 3 minute pentru că acesta este timpul minim necesar pentru a accesa toate suprafețele dentare și a le curăța eficient. După periaj dentar, se poate folosi o apă de gură. Important la apa de gură este să conțină o substanță antiseptică menită să reducă din încărcătura bacteriană care se regăsește în cavitatea bucală, scăzând astfel riscul apariției carilor pe viitor. Apa de gură trebuie să se clătească minim un minut, timp în care substanța activă să acționeze. De asemenea, ața dentară este indispensabilă pentru îngrijirea corectă a dinților. La fiecare periaj ar trebui folosită? Măcar o dată pe zi, ideal ar fi seara, adică protocolul de ritual de îngrijire a dinților de seară este cel sfânt și peste care nu trebuie să sărim. Măcar seara, folosită cu atenție între toți dinții, nu doar cum ne spun unii pacienți că ei folosesc asta doar atunci când simt că s-au retenționat resturi alimentare între dinți. Nu. Zonele dintre dinți sunt zone care sunt inaccesibile perilor, periuței, și atunci acele suprafețe, dacă nu sunt curățate cu ața, rămân încărcate de placă și susceptibile pentru formarea unor probleme dentare. Și atunci, da, ața dentară trebuie folosită măcar o dată pe zi. Deci, periaj 3 minute, ață dentară și apoi apă de gură? Și apoi apă de gură, plătit cu apă de gură. Cam asta. Adică este arhi suficient pentru a avea o dantură sănătoasă, coroborând cu vizite la fiecare 6 luni și cu igienizarea. Este suficient. Bun, există tot felul de ustensile pe care le găsim în farmacii, în supermarketuri, pe lângă ața dentară. Sunt anumite ustensile care seamănă cu cele folosite de medicul stomatolog. Le recomandați? Ele, da, pot fi recomandate. Pot să vă dau ca exemplu periuțele interdentare, care au diametre diferite. Ele sunt indicate în special pacienților purtători de aparate dentare, pentru că le facilitează accesul în jurul berecheților. La o persoană cu o dantură sănătoasă, ce v-am enumerat, periajul, ața și apa de gură este suficient pentru a-și menține dantura sănătoasă. Dar da, și aceste mici accesorii care se mai regăsesc prin supermarketuri pot fi benefice. Dar nu indispensabil, adică este... Asta clasică este suficientă pentru a îngriji corect dantura. Sunt tot felul de tratamente acasă, de făcut acasă, pe care le găsim inclusiv recomandate în ziare și în reviste. Și chiar aș vrea să vă întreb tot la capitolul mituri, dacă bicarbonatul și sarea, periajul cu bicarbonat și cu sare, de care au auzit poate unii din copilărie, e recomandat de dumneavoastră. Bicarbonatul și sarea acționează mecanic asupra dinților, adică fiind niște particule abrazive, cumva așa reușește să înlăture placa bacteriană. Pe principiul ăsta funcționează și pastele de dinți din ziua de astăzi, că au niște particule microabrazive care curăță placa bacteriană. Deci da, asta era o soluție mai veche, atunci pasta de dinți nu era la fel de accesibilă, să zicem, și atunci se recurgea la ceva mai simplu de folosit. Dar în ziua de astăzi nu se justifică. Folosit în exces, da, adică bicarbonatul de sodiu și afectează mai ales gingile. Sarea este un factor iritativ pentru gingie și atunci ne gândim și la gingie, nu doar la dinți. Deci dacă vrem o sănătate atât a dinților cât și a gingilor, cel mai bine ar fi să folosim o pastă de dinți. Așa, și încă o întrebare, există tot în supermarketuri și în farmacii acele gutiere pentru, pe care le umpli cu o substanță pentru albirea dinților. Le-ați recomanda sau albirea ar trebui să fie făcută doar la medicul stomatolog?
Acele proceduri sunt sigure, nu este un pericol pentru pacient din punctul ăsta de vedere, dar depinde foarte mult de ce așteptări are pacientul de la o albire. Adică dacă își dorește un efect wow al culorii dinților după albire, clar o albire profesională este varianta de elecție. Acele proceduri de albire pentru acasă sunt mai mult pentru menținerea rezultatului obținut în urma unei proceduri de albire profesională, dar da, pot fi eficiente în acest sens. Deci pot fi folosite. Da, sigur. Vreau să vă mai întreb de o afecțiune pe care o întâlnim destul de des în România, din câte am înțeles în celelalte discuții cu colegii de-ai dumneavoastră, despre parodontoză. Pentru că există inclusiv paste de dinți care ajută la lupta împotriva parodontozei. Ce ar trebui să știm despre acest capitol? Parodontoza este un termen popular pentru, denumirea științifică este boală parodontală. Boala parodontală cum apare? Prin depunerea plăcii bacteriene, o perioadă mai lungă de timp. Aceasta în timp se încarcă cu particule minerale din salivă și se depune tartrul. Da? Tartrul neînlăturat pe o perioadă lungă de timp duce în timp la inflamarea gingilor. Această afecțiune se numește gingivită și reprezintă stadiul incipient. Odată cu trecerea timpului, gingivita evoluează către boală parodontală. Boala parodontală este o boală cronică care poate avea tratament, adică există, această boală are și o componentă genetică care nu poate fi combătută, dar procentul este foarte mic. În general este dată de factori locali, la igiena precară. Și atunci ea poate fi stopată, nu poate fi, ea determină niște sechele la nivel osos, adică osul se topește în timp, se resoarbe. Dar este o boală care poate fi, în momentul în care este depistată, poate fi stopată. Este o boală care, dacă nu este stopată la timp, într-adevăr duce la pierderea dinților mult mai devreme. Și atunci, ăsta este un semnal de alarmă pentru pacienții care sunt diagnosticați cu așa ceva. Este foarte important pentru a trata o boală parodontală să se facă o echipă între medic și pacient, medicul să stopeze boala, dar este foarte important ca pacientul să prevină reapariția ei, pentru că este riscul dacă el nu își întreține o igienă orală corectă la domiciliu, această boală să recidiveze. Și atunci este trebuie să-și asume această misiune pe termen lung pentru a... Care sunt semnele care ar trebui să ne trimită la medic? Păi, sângerare gingivală constantă, asta în primul rând, retracția gingilor, adică expunerea rădăcinilor, poate mobilitatea dinților, cam aceste semne sunt cele perceptibile de către pacient. Sunt alte semne pe care le depistează medicul ulterior pe radiografie. Și apropo, pentru că vorbeam ceva mai devreme de periaj, tot în reclame vedem foarte des acele periuțe electrice. Le recomandați? Nu le recomandați? E vreun risc? Nu există niciun risc. Periuțele electrice sunt foarte, foarte eficiente. Acum ele deja dispun de foarte multe funcții ajutătoare. Una dintre funcții este funcția de senzor de presiune, care ne arată în momentul în care apăsăm foarte tare pe dinte sau pe gingie. În momentul în care periem, nu trebuie să apăsăm absolut deloc, nici pe dinte, nici pe gingie, deoarece facem rău, nu facem bine. Adică nu curățăm mai bine, că asta este ideea de bază, că dacă apăsăm, curățăm mai bine. Nu, facem rău. Și atunci ele vin cu aceste funcții menite să ne îmbunătățească, să ne îmbunătățească tehnica de periaj. Da, ele sunt mult mai eficiente, curăță mai bine, deci cu siguranță pot fi folosite cu încredere. Și atunci scădem și timpul pe care îl petrecem în fața oglinzii? Nu. Nu sunt cele 3 minute înjumătățite? Nu. Dacă folosim periuță electrică? Nu, rămân cele 3 minute standard. Deci n-am scăpat în timpul rămâne. Nu există loc de negociere la acest capitol. Am înțeles. Bun, și apropo de mituri, tocmai pentru că discutăm despre mituri în stomatologie, molarul de minte, așa numitele măsele de minte, acestea, recomandarea ar fi din partea multor medici stomatologi, acestea ar trebui să fie scoase. De ce? Vor întreba cei care ne urmăresc. Recomandarea de extracție a unui molar de minte nu este una nefondată, adică medicul cu siguranță are niște argumente. Molarii de minte sunt niște dinți pe care nu îi folosim în masticație. Adică ei au o poziție atât de în spate pe arcadă, încât ei nu se ating efectiv în momentul, sau în cel mai multe situații nu se ating în momentul masticației. De asemenea, de cel mai multe ori ei pot rămâne incluși în maxilarele de sus și de jos, în sensul că pot rămân blocați în nos și pot rămâne așa. Cresc mereu. În interior, adică? Da, se formează nost și nu erum niciodată, rămân incluși. Pot provoca probleme odată de aliniament, adică pot determina modificarea poziției dinților din față, afectând estetica.
pot crea probleme legate de apariția infecțiilor, se cariază foarte ușor, fiind foarte în spate, sunt foarte greu de igienizat. Deci, da, atunci când medicul consideră că fie s-au instalat deja niște probleme sau în viitorul apropiat se vor instala probleme, preventiv se recomandă extracția. Da, nu este o decizie greșită. Dacă sunt sănătoși, să spunem, molarii de minte, putem să îi păstrăm în ideea în care poate, dacă la un moment dat va fi nevoie de o lucrare mai amplă, să se facă legătura și cu acel molar de minte? În general nu. Depinde foarte mult de morfologia dintelui, de modul în care arată, de morfologia rădăcinilor, adică dacă este un dinte care are o implantare bună și o poziție bună pe arcadă, poate fi folosit, dar de cel mai multe ori nu se întâmplă așa. De cel mai multe ori, molar de minte este un dinte cu rădăcinile foarte mici și cu un diametru coronar foarte mic și atunci nu poate fi suficient de rezistent pentru a fi stâlp de punte pentru o lucrare în spate. Deci, depinde foarte mult de situație, dar de cel mai multe ori nu este cazul. Ei mai folosesc la ceva? Înțeleg, la începuturile lui avea un rol important în masticație, care era alta. Uh-huh. În momentul acesta mai are totuși un rol sau este pur și simplu inutil? Este exact ăsta e termenul, inutil, și tocmai că el începe să dispară, adică deja observăm anodonția, adică lipsa mugurilor, molarilor de minte, este un semn de evoluție pe scala filogenetică, deci nu, este un dinte accesoriu, ca să-l numim așa. Vă vedem o evoluție la copii, poate, la modul în care e structurată dentiția, nu mai apar, de exemplu, mi-ați dat apar acești molari. Da, exact, asta se întâmplă pentru că s-a modificat alimentația, modul în care mestecăm alimentele și da, asta este modificarea care survine. Faptul că, nu știu, copiii poate consumă în continuare foarte multe dulciuri, mâncare nu e foarte, de foarte bună calitate, poate să ducă și acest lucru la probleme serioase care să te trimită iată la medicul stomatolog? Da, sigur că alimentația influențează foarte mult sănătatea dinților și da, o alimentație sănătoasă clar scade riscul apariției problemelor dentare. Mulțumesc foarte mult, doamna doctor. Punem punct aici acestei discuții. Rămâneți pe B1 TV, știri de la fix, cu Monica Mocanu. Ne revedem la ora 13.